Dragi prieteni din diaspora, după un șir de consultări, astăzi am anunțat că vreau să candidez în circumscripția Europa de Vest. Aș fi onorată să reprezint cetățenii noștri care trăiesc și muncesc în România, Spania, Italia, Franța, Marea Britanie, Irlanda, Portugalia și alte țări de pe continentul european. Am stat și eu câțiva ani departe de casă și știu că nu e simplu, oricât de primitoare ar fi țara gazdă. Știu că mulți dintre voi au plecat pentru un an sau doi, pentru a depăși o situație financiară dificilă, pentru a aduna bani de o casă sau pentru a plăti studiile copiilor, dar au rămas acolo pentru decenii. Știu că mulți dintre voi se simt prinși între două luni. Nici acolo nu prind rădăcini și nici acasă nu se pot întoarce, pentru că nu-și găsesc rostul aici. Ați plecat în lume pentru a vă salva familia și țara. De aproape 20 de ani, diaspora trimite miliarde de dolari anual acasă. Bani care sunt investiți în economie și care reduc sărăcia. Dar de acești bani profită guvernările irresponsabile. Aceste resurse, dacă ar fi fost investite cu grijă, ar fi creat o economie sănătoasă cu oportunități pentru toți. Sunt sigură că ne dorim același lucru. Cei dragi pe care i-ați lăsat acasă să trăiască bine, iar voi să știți că vă puteți întoarce acasă oricând, că sunteți bineveniți, că vă puteți deschide aici o afacere, că aveți unde să vă angajați, că copiii voștri vor merge la o școală bună, că legea va fi aceeași pentru toți. Tocmai de aceea, blocul acum și-a asumat 5 angajamente pentru venituri mai mari, pentru educație și sănătate bune, pentru stat de drept și luptă împotriva corupției și pentru a pune Republica Moldova pe făgașul integrării europene. Dar pentru ca aceste lucruri să se întâmple, trebuie să scăpăm țara de guvernarea hoților și a corupților. Votul vostru în aceste alegeri este unul hotărător. După ce regimul a băgat frica în oameni, după ce i-a sărăcit, după ce a capturat presa, riscul de manipulare și de cumpărare a voturilor este foarte mare. Voi sunteți cei care puteți înclina balanța în favoarea binelui. La prezidențiale, diaspora a demonstrat că îi pasă de ceea ce se întâmplă acasă. A demonstrat că știe ce înseamnă libertatea și că o prețuiește. Regimul se teme de diaspora. Regimul încearcă să neglijeze diaspora, oferindu-i doar 3 mandate. Noi împreună putem crește puterea diasporei. O prezență masivă la vot înseamnă mai multe mandate pe listă. Împreună putem convinge cât mai multă lume din diasporă să iasă la vot. Doar așa putem învinge. Învingem acum!